Acope! Risc! Pe loc, pe loc! Urmează prezentarea onorului la drapel și depunerea jurământului militar. Vainez! Rest! La drapel, pentru onor înainte, prezentați! Pentru rostirea jurământului militar, drapelul de luptă, în fața formației, marș! Foarte înainte! Marș! Studenți de anul întâi, pentru depunerea jurământului militar, rostiți după mine. Eu! Jur credință patriei mele România! Jur credință patriei mele România! Jur să-mi apăr țara! Jur să-mi apăr țara! Chiar cu prețul vieții! Chiar cu prețul vieții! Jur să respect Constituția! Jur să respect Constituția! Legile țării! Legile țării! Și regulamentele militare! Și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamne Dumnezeul nostru, Împărate al cerului și al pământului, Cel ce rânduit pe îngerii Tăi noștri ceresc ca să împlinească poruncile Tale, iar popoarelor să le fie ocrotitori și povățuitori, iar pe sfinții mucenici să lupte până la jertfa vieții pentru neîntinarea și neștirpirea acesteia, însuți Împărate și Doamne, și pe acești tineri ostași români, care acum cu jurământ s-au legat prin sfânt numele Tău, a apărat țara dată nouă spre moștenire, întărește-i și umple de Duhul vitejiei și bărbăției spre biruința asupra tot vrăjmașul. Întărește-i credința cea întru tine și în legea Ta cea sfântă, însuflețește și sporește întru dânsii dragostea de țară, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ostași, de azi înainte, prin voia voastră și ocrotirea lui Dumnezeu, v-ați legat pe viață de țară. Fiți demni de acest legământ. Dumnezeu să vă ajute! Drapelul de luptă! În formație! Marș! Doamne înainte! Marș! Locțitorul secretarului de stat pentru armamente, domnul general de brigadă inginer Cătălin Moraru, este rugat să prezinte locuția domnului Stalin.